Superliga vă este oferită de Superbet. Al acestei stagiuni, însă, Mateus Santos aici trimite pentru ocazia monumentală. Va fi lovitura de la colțul terenului. Pe cine ceartă? Revedem intenția brazilianului Santos. Excelentă. Iată-l pe Cătălin Straton. Ultima partidă a acestei etape intermediare. Atenție aici. Ișvan, acțiune bună. Ișvan, ocazie. Andrei Moroiță îl face. Revedem cât de ușor Ișvan. Scapă acolo. Atenție, greșeală, iar Mezacoli pasează pentru ocazie, dublă ocazie și este poziție în afara jocului. Vot la lămurire acolo, iată ce se întâmplă. Mezacoli îi trimite lui Paul Garita, care este în afara jocului. Continuă acțiunea, intervine să fi rămas cu Eduard Pap. Ișvan prelungește pe spate. Mezacoli, execuție deloc rea. Mezacoli din afara careului, am impresia altă. Continuă. Botoșaniul poate da lovitura pe această acțiune. Excelent, mai lat și ce ocazie, ce se întâmplă totuși în... Revedem poziția bună pe care Sebastian Mailat o are, execuția ratată. Iar Marius Constantin, după ce etapa de cele șase ale Petrolului, astfel că Botoșan cu o victorie în această seară, atenție, prima mare ocazie a reprizei secunde. Botoș aduce intervenția totodată formidabilă pe care o are Straton. Sebastian Mailat avertizat în primele 45 de minute de pe loc. Victoria acelui balon, însă... Aici Franco Musis îl găsește bine pe Secu Camara, execuție în forță, execuție bună, intervenție la fel de bună. Această perioadă poate mai bună a echipei sale, cât de bine îl păcălește acolo Camara pe Marius Constantin. Un balon deloc ușor de oprit, de degajare greșită pe care o are Straton și iată pe FC Botoșan periculoasă, mai lat, pasează și este ocazie monumentală, imensă, cred că acolo se încurcă bulgarul Ivanov de Mateus Santos. Ivanov pe Mateus Santos, iată, totul pleacă de la degajarea ridicolă a lui Straton. FC Argeș nu poate bloca acest atac. Gândește bine mai lat, lasă perfect balonul printre picioare Secu Camara. Excelent. Și bulgarul Ivanov este atacat de Mateus Santos. Practic un moment pe care, iată, echipa lui foarte bine în prima fază. Mezacoli, iată-l pe Straton. Apar problemele din ce în ce mai mari pentru apărarea piteștenilor. Golul pentru FC Botoșani nu reușește să oprească balonul în urma acestei erori în lanț în apărarea echipei lui Prăpeliță. Da, frumoasă acțiune, atenție, pericol, FC Argeș și aproape de gol. Cea mai mare ocazie a reprizei secunde pentru echipa lui Andrei Prăpeliță. Ișvan atât de aproape să facă diferența. Pericolul însă continuă la poarta celor de la dezamăgitoare. Revedem aici combinația superbă între Ișvan și Calcan. Ultimul vine la finalizare. Cred că a vrut mai repede să încheie și în mod special pentru că nu și-a numărat pașii acolo. Ișvan, cum se spune,